Vreau, nu vreau să închei fără să nu-i aduc laude acestui minunat tânăr acuarelist, e un grafician, Alexandros. Am aflat că este dintr-o familie de artiști, chiar unui de-a lui este celebrul caricaturist Pamfil Horodnic din Suceava. Tatăl lui Alexandros este pictor de biserici și spuneam cu bucurie că Așchia nu sare departe de Trun. Alexandros a colaborat cu un prieten de-a lui foarte bun, Dragan, de la Târgoviște, și mi-a spus că mai are relații internaționale, pentru că internetul, la ora actuală, dragi prieteni, ne oferă și această posibilitate. Și, Alexandros, te felicit. Acuarelistul este poetul plastic. Acuarela este poezia. Este haicul. Este încântarea aceea, e fâlfâitul de aripă de fluturi, să spunem. Felicitări și nu puteam să... Am intrat, am fost captat de lucrările lui, l-am parcurs, am văzut că o parte sunt și vândute, vorba părintelui. Cumpărați, fraților, că Alexandros crește în valoare și o să fie din ce în ce mai greu. S-a achiziționat o lucrare. Nu ar fi de spus, nu că fug de microfon, dar cred că cel mai important este ceea ce se vede pe perete și ceea ce transmite lucrările. Vreau să mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea evenimentului. Vreau să mulțumesc tatălui meu pentru tot ceea ce m-a învățat în materie de pictură. Și încă o dată dumneavoastră. Da, exact asta era ideea, că dacă toți suntem aici, vreau să-ți dedic o poezie, era scrisă pentru mine, pentru lansările de carte, dar să... Dragi prieteni ai artei, s-ar fi putut vorbi în continuarea minunatelor cuvinte rostite aici despre sincretismul acestei acțiuni, pentru că iată, muzică, poezie, teatru, plastică, prin prezența maestrului Pânzaru Fiu, dar și între atâtea personalități cunoscute și un debutant. Debutantul nostru este un fălticinean, născut la Fălticeni. Iată că vorbim foarte mult despre oameni de seamă care au trecut prin Fălticeni. Suntem în fața unui om care va deveni foarte cunoscut, așa cum i-a prezis maestru Pânzaru Pim, și care s-a născut aici, pe strada Ion Dragoslav a copilării. Este un acuarelist, după mine, foarte talentat, un peisagist care preferă, se poate vedea, și mă felicit că am venit mai dedemult și am putut vedea toate cele 20 de tablouri, care preferă, spun, peisajul urban, fie vorba de Paris, fie vorba că e de Sibiu. N-am văzut nicio pânză despre orașe moldave și a trebuit să fie o explicație care ține de temperamentul acestui artist meridional. Dar nu o să vă plictisesc cu ceea ce am gândit eu despre aceste peisaje, despre aceste minunate lucrări, o să vă citesc părerea unui critic de artă adevărat,
Marius Tița, redactor șef la Radio România Internațională. Și își intitulează textul Bucuria Altei. Ca orice tânăr la vârsta lui, Alexandru a plecat să se cunoască, tot așa cum anticul lui Tiz a plecat să afle marginile lumii. Avea în raniță un penel de pictor pe care îl atingea cu mirare și respect. Din lumea picturii fără margini, el a ales drumul greu, dar minunat al acvarelei. Nu era prima dată, doar deschisese ochii spre pictura bisericească. Între cele două genuri plastice, devine clar că în strădania lui Alexandru Carciucas nu este loc pentru neadevăr, pentru nevedere sau întristare. Aici este loc de strădință continuă, de mers călcat pe culori, de topirea pietrei în apă. Din detaliul canonic al sticlei, al strictei alcătuiri, Alexandru zboară ca de început de viață spre libertatea infinită a jocului cu ape colorate. Pictor de icoane și biserici, tânărul Alexandru a făcut alegerea cea mai dificilă când s-a îndrăgostit de acuarelă. Dacă ar fi întrebat un privitor priceput și sincer, tot despre acuarele s-ar fi vorbit. Grăbita zvâcnitură de penel înmuiată în propriu, în culori, nu este la îndemâna oricui. Îți trebuie o mână cu experiență, o inimă cu dăruire și o minte capabilă de căutări pentru a reuși acuarela. Alexandru le are pe toate acestea și mai ales, cu înțelepciunea mai multor ani de parcă i-ar fi trăit deja, le ține pe fiecare la locul cuvenit și îndreptățit. De la început, simezele ei sunt de succes, tot așa cum ursitorile l-au destinat frumosului în viață și în artă. Să ai succes, Alexandru, pe drumul acuarelei și al picturii. Bucură-ne! Ne alăturăm domnului Marius Tița. Această poezie îmi plac nespus lansările de carte, am fost la suficiente, precum știți, și am văzut pogoi de plictisiți aduși pe aici cu japca de consoarte. La toate, la fel, m-am lămurit. În față, niște unii mai de seamă, vorbesc despre poet cu un fel de teamă și evlavie de mitropolit, că e deștept și pielea nu-l încape și nimeni nu-l ajunge nici bătut, un fel de Blaga mai necunoscut, dar ce spun, Blaga Eminescu aproape. Că e păcat că lumea nu vibrează la tot ce e metaforă de soi, că vestul barzii sunt niște eroi în lumea care se manelizează, apoi câte un nene sponsor cică explică aferat că în prezent guvernul țării este impotent având o contribuție foarte mică. Și ce noroc de dânsul om cu stare, că se gândește strict doar la frumos și nici de gând să tragă vreun folos dintr-o asemenea sponsorizare, apoi colegi de muncă transpirați, citesc cu voce joasă, tremurândă, un fel de testament sau de osândă în care jură că se emoționați, în primul rând postate două zâne ce-l iubesc în taină pe poet, un moș bărbos ca un anahoret fost idol al femeilor bătrâne, doi ziariști cu plete și mustăți primiși de șefii proprii de la muncă ce nu se dezlipesc de vin și șucă, cursei cu ricri și alte bunătăți, și el, poetul, vai de mama lui, cu ochii speriați de căprioară, în buzunare nicio parachioară și galben ca un escadron de pui. Se uită și adunarea o cuprinde și vede gol și scaune pustii și se gândește cărți de-acu ori fi, oare cui mama dracului le-i vinde.